această sinteză, prin primul punct semnalat și anume probleme în fundamentarea și rectificarea bugetului județean la partea de venituri. Este vorba de solicitarea de rectificare a unor venituri în sensul înscrierii acestora în contabilitate la secțiunea venituri din concesiuni și închirieri și cu primele sumelor încasate din vânzarea unor drumuri în secțiunea de dezvoltare. De acolo, domnule Consiliul Județean de Brașov finanțează digital investiții. Aceste lucruri au fost proiectate în timpul misiunii de control, deci aici nu avem o măsură de la care trebuie să asigurăm în timp de continuare. Punctul 2. Necesitatea implementării tuturor standardelor de control în termen manageriat. Este o acțiune de rulare. Președintele Consiliului Județean Brașov coordonează această activitate care se implementează practic de către toți șefii de servicii, departamente, directori, în așa fel încât, undeva până în luna februarie-martie, și această măsură să poată fi dusă la îndeplinire. Vreau să menționăm și subliniem la acest punct că în toate unitățile publice, nu vorbesc numai de administrație publică, ci și de instituții deconcentrate, există aceeași situație. Asta datorată, în primul rând, schimbărilor legislative foarte cu periodicitate foarte mare, așa că acest control intermedial comportă aspectul periodic. 3. Activitatea de audit public intern a Consiliului Județean Brașov s-a constatat că un număr destul de mare de recomandări ale auditorilor noștri nu au fost implementate și s-a adus atenția privind asupra neîndeplinirii misiunilor de verificare asupra modului de implementare a acestor recomandări și neinformarea ordonatorului principal de credite. În această măsură, șeful de birou al auditorului nostru intern are termen ca în începutul acestui an să prezinte un anul viitor, 2017, mă scuzați, să vină cu un plan foarte bine stabilit pentru implementarea acestor măsuri de follow-up. 4. Plăți efectuate către direcția de fază și acceptarea la plătare unor cheltuieli în natura contribuției de a unor cheltuieli suplimentare. Este vorba de niște contribuții sociale care s-au plătit într-un quantum mai mare decât quantum acceptat de lege. Această eroare a fost însă remediată în timpul controlului de audit al Camerei de Conturi și sumele au fost recuperate de la direcția de fază a județului Brașov. 5. Angajarea și plata contravalorilor unor servicii de reprezentare juridică fără o justificare temeinică. Este vorba de o diferență de 1700 de lei în baza unui contract încheiat între luatorul județului Brașov și o casă de avocatură, sumă care a fost recuperată integral, motiv pentru care și această măsură se consideră adusă la îndeplinire. S-a sugerat și acest lucru a făcut și astăzi în timpul acestei ședințe de plen, practic în baza ordonanței din 2013 care reglementează modalitatea de contractare a serviciilor juridice. Executivul va supune aprobării plenului de fiecare dată contractarea de servicii de asistență juridică pe cazuri bine subliniate. În 6. În cazul serviciilor de dezăpezire pe sezonul de iarnă 2014-2015, s-au constatat unele nereguli la decontare. Este vorba de numărul de ore de staționare și, într-un singur caz, un calcul de decontare materială antiderea pante, astfel încât executivul Consiliului Județean, în baza acestei măsuri lăsate de Curtea de Conturi spre îndeplinire, a solicitat rambursarea unor sume de la firmele Consal, Mondotrans și Eurostrada, vorbind de sume relativ mici, Eurostrada 2504 lei, Mondotrans 5300 lei, Consal 14319 lei, sume care se vor recupera până la sfârșitul anului financiar în curs.
7, în ceea ce privește subcontractarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții, proiectare și execuție suprafețe de mișcare aeroportoare, listă de derivare, aterizare, aeroport internațional Bilbao, lucrarea de investiții finalizată, autorității de conturi au atras atenția că subcontractarea s-a făcut la un preț inferior față de oferta depusă de executare. Această măsură este contestată de către Consiliul Județean Brașov. Suntem amintat în divergență cu auditorii Curții de Conturi pe acest subiect, iar măsura este contestată, urmează ca să primim răspunsul de la Curtea de Conturi a României, pentru că în acest caz al subcontractării serviciilor proiectare și o parte de conturi la execuția acestui obiectiv de investiții, nu am putut fi de acord cu auditorii Curții de Conturi, având în vedere prețul cu care s-a făcut această investiție, vorbim de mai puțin de jumate din valoarea unei investiții similare făcute în alt oraș. Urmează ca în urma primirii răspunsului la această contestație să luăm decizia de a merge mai departe în instanță sau nu. 8. Necalculearea penalităților la plata unor sume prevenite din chirii sau redevențe de către chiriaș sau concesionar, precum și virarea către Consiliul Județean Brașov a 50% din veniturile realizate din închirierea unor proprietate publică. Aceste sume au fost regulate atât în timpul controlului auditorilor, cât și imediat după finalizarea acestui control, încât și această măsură o putem considera închisă. Punctul 9 și care a făcut și va face în continuare obiectul unor discuții mai aprofundate este vorba de o serie de abateri înregistrată la Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumofiziologie la Sfânt Petru. Aici auditorii au semnalat mai multe nereguli care, pe de o parte, fac referire la nerespectarea legislației achizițiilor publice de către această unitate din subordinea Consiliului Județean Brașov, pe de o parte, reîntocmirea programului de achiziții publice de anul 2015, dar și aspecte de nerespectare a prevederilor legale cu privire la organizarea și realizarea achizițiilor publice. Mai exact, auditorii au făcut referire la 9 contracte de servicii și de lucrări încheiate de această unitate medicală cu terți și au dat ca măsură stabilirea și întinderea acestui prejudiciu, înregistrarea, contabilitatea prejudiciului și recuperarea sumelor. De asemenea, s-a reproșat tot această unitate neorganizarea și neexercitarea controlului financiar preventiv propriu. Mai mult decât atât, s-a constatat că s-au dat inclusiv niște sporuri pentru viza de control financiar preventiv în condiții care nu respectă legea. Ultimele două puncte este vorba de grădinița specială, tot unitate din subordinea Consiliului Județean Brașov, unde există probleme minore de evidențiere în contabilitate, evidențiere eronată, datorată regimului juridic încă neclarificat al acestui imobil în care funcționează această unitate din subordinea Consiliului Județean. Iar la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului s-au constatat niște plăți neconomicoase către o firmă de asigurare pentru plata unor polițe RCA și pentru toate aceste subiecte, bineînțeles că s-au solicitat stabilirea și întinderea eventualelor unele judicii, înregistrarea, contabilitatea acestora și eventualele recuperare de sumă. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
nu mai există